O ultima piesă concertantă în interpretarea maestrului Florin Ionescu Galați, o altă miniatură celebră, Horea Staccato, de Grigoraș Dinicu, între lucrarea lui Iașa Haideți. Thank you.
n-am cuvinte să mă exprim. Eu sunt mare, nu fan, dar iubitor de muzică bună. Am intrat în sală puțin indispus, am o problemă de sănătate, dar cred că am ieșit sănătos acum. Le-ați mai dori astfel de spectacole? Poate? Le-ați mai dori astfel de spectacole, de Reșița? Cât de mult! Spuneați pe scenă că v-ați schimbat părerea despre Reșița, de ce? În primul rând, datorită gradului de civilizație. Sincer vă spun, datorită gradului de civilizație. A fost o chestie extrem de neașteptată pentru mine. Față de ce am învățat în tinerețe la geografie în anii 80, ce v-am spus și pe scenă despre Reșița, despre toată industria care era pe aici, sincer nu mă așteptam să găsesc un asemenea hal, ca să spun așa în ghilimele, de civilizație, de oameni iubitori de cultură, dornici să asculte ceva frumos, să plece de aici cu o încărcătură sufletească, zic eu, bine meritată pentru toți cei care au venit să ne asculte. N-am simțit niciun efort din partea publicului care a fost în seara asta, în sala de concert. N-am simțit niciun fel de plictiseală, ci efectiv a fost un mare cadou pentru mine să găsesc asemenea oameni, asemenea public, asemenea liniște într-o sală unde, cu iertarea de rigoare, nu este o mare tradiție de muzică în orașul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Filarmonica Banatu din Timișoara este pentru a doua oară la Reșița în acest an. Vorbiți-ne puțin despre programul din seara asta. Cum ați receptat publicul? Cred că voi începe invers, exact cum ați spus noastră. Un public deosebit de cald, un public foarte, foarte receptiv, un public care l-am simțit foarte aproape și vis-a-vis de program am încercat să fac un program prin care să atrag nu numai publicul, ci și colegii mei, pentru că în clipa în care ai comunicarea cu orchestra bună, cu siguranță și publicul va recepta acest fenomen. Iarăși revin la publicul reșițan, pe mine m-a impresionat foarte mult. În urmă cu mai mulți ani am fost aici, dar pe scena liceului de artă, cred că prin anii 2007-2006, și tot așa am simțit o căldură aparte a minoritatului public din Reșița. Fericit cu această ocazie, acest minunat public al dumneavoastră, și cu această ocazie vreau să urez și sărbători un Crăciun binecuvântat și la mulți ani întregului oraș Reșița. Mulțumesc.